Am așteptat 10 minute troleul 10. După 5 minute a trecut unul, dar permitea să intre numai copiilor, elevilor pe ușa din față și studenților. După care a venit ăsta, am urcat, am dat 2 lei și am intrat în ambuteiaj. Smart City, da? Prima zi de lucru după Blajin. Sau și ieri a fost de lucru, 11 mai. Azi e miercuri, 12. Ia uitați-vă ce e aici. Strada Kiev spre Cerc. Scontește Sfetul și uitați-vă ce e pe trotuar. Mașini parcate de-a lată. Și trotuarul probabil din timp sovietic, nu mai văzut asfalt sau smoală de atunci. Tot zgomotul ăsta e de la găuri, de la căpături în asfalt. Cu roata mică de trotinete le simt. Și încă mai construiesc blocuri. În loc să extind orașul ăsta și să-l facă rațional cumva, să nu ne mai înghesuim, ei mai construiesc blocuri tot aici. Rășcan, Ciocana, Botanica, Boiucani și în centru, lângă Circ. Și uite așa, o să fie veselă în următorul secol, în a doua capitală românească. Dacă nu vine Putin să ne elibereze cu o bombă. O să intru pe carosabil, că aici nu-i treceri de pietoni. Dar pentru asta opresc camera. Că vreau să candidez și să rămân în viață.